sunt alegerile duminică pe 9 iunie și la Consiliul Județean și la primărie. Cu cine doriți să votați? Cu Aur. Cu Aur, am înțeles. Și vrem o schimbare pentru tineret, să știți. În principal pentru tineret. Și credeți că Aur este în stare să facă această schimbare? Sperăm că da. Știți cum e? Cine vine la... Poate să fie peste 4 ani sau 5 ani cât să vină alt partid politic. Trebuie să le acordăm la fiecare câte o șansă. În cazul în care nu fac cei care sunt la conducere, lumea trebuie să și aleagă. Adică să-și aleagă... Ok, au fost la putere PNL-ul, PSD-ul. Trebuie să... Nu v-au convins? Pentru populație să știți că n-au făcut nimic. Așa am aproape 50 de ani. Am înțeles. Deci, și la Consiliul Județean tot Aur ați dori să votați? Tot la Aur, da, tot da, la da, Aur. Da, da, da. Pe domnul Mohamed Murad. Da, da, îl... domnul Mohamed Murad, da. Am înțeles. Și Ovidiu Cupșa, credeți că o să vă îndeplinească aceste dorințe, da, sau credeți că este în stare? Da, fiindcă este un om cu studii. Am văzut că este cu studii și... Bine, toți sunt cu studii. Să știți că mai puțin... Nu chiar toți sunt cu studii. Și Virgil Chițac a fost de la armată, adică a fost în armată, cadru militar. Și să știți că nu m-a convins, deci sunt în Constanța, locuiesc de 50 de ani. Și am prins toate... Și apropiații și cunoștințele dumneavoastră tot... Să voteze tot cu Aurul, dar să știți că... Cei mai bătrâni țin cu partidele care sunt mai vechi de... Absolut nimic. Vă zic că mama mea n-a votat cu absolut nimeni. Nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul. Nici că a zis că nu fac absolut nimic pentru populație. Am înțeles, mulțumim. Încă mă gândesc. Între cine și cine? Între toți, nu știu. Și cine candidează la primărie? Vă doi. Doar doi știți? Da. Cine? Pe cine știți? Ce, la Mitroil? E la Consiliul Județean, da. Tot la Consiliul Județean, domnul Cătălin Grasal, știți? Da, primarul, este un medic, cunoscut medic. Uite că n-am avut noroc de el și nici nu vreau. Și pe domnul Mitroil, știți? Îl știu, da. De la Valu, da? De la PUSL, actualul președinte al Consiliului Județean, Mihai Lupul, știți? Nu. N-ați auzit de el? Nu. Am înțeles. Bun, și la primărie? La primărie? O să văd atunci pe moment. Între cine și cine? Nu știu, mă hotărăsc pe moment. Și dar la Consiliul Județean la fel? Ca să fie secret. Am înțeles. Ce așteptări aveți după 9 iunie? Nu prea, ca oricare așteptări. Ce. Promisiuni multe cred și... Cred că rămân în stand-by, cum a fost și înainte. Astea sunt așteptările. Dumneavoastră, cu cine veți vota? Eu cu PSD-ul. Și la primărie și la Consiliul Județean? Peste tot. De ce PSD? Pentru că PSD-ul e mai serios decât PNL-ul. Și la alegerile din 2020 tot PSD ați votat? Da. Nu sunteți mulțumiți de actuala administrație a Constanței? Nu. Ce v-a nemulțumit? Am mers numai prin gurop cu mașină, cu aia, cheltuim bani, face într-o parte sapă într-alta și tot așa. Ce așteptări aveți după ziua de duminică? Așteptări să vedem cine va ieși, ce să așteptăm. Ce s-a întâmplat până acum, nu știu dacă se întâmplă ceva mai deosebit. Știți, cunoașteți pe candidații PSD? Da, îi cunoaștem. La primărie este domnul? Da, de ce dacă... Horia Constantinescu, da? Da, da, da. Și la Consiliul Județean Cătălin Grasa, știți pe amândoi, ați auzit de amândoi? Da, da, da. Sunt alegerile duminică pe 9 iunie la Consiliul Județean și pentru primărie. V-ați gândit cu cine doriți să votați? Bineînțeles că... Cu ce partid? Trebuie nespus neapărat. Cu PSD-ul. Cu PSD-ul. Deci votați și la Consiliul Județean și la primărie cu PSD-ul? Cu PSD-ul, da. Cu Horia Constantinescu îi știți? Care, ceilalți contracandidați îi știți? Care sunt? Sau... Actualul primar? Și restul nu prea, nu prea se cunosc. Am înțeles. Ce așteptări aveți pentru data de 9 iunie? Avem o administrație mai bună, să fie mai multă verdeață. Credeți că PSD-ul ar putea să vă îndeplinească așteptările pe care le aveți? Eu așa sper. Am înțeles. V-ați gândit, votați? Păi, ce se întâmplă? Ca să fiu cinstit așa, trebuie să vă spun că am o vârstă. Nu e prea mare așa, sunt vreo 94 de ani. Mulți înainte! Stau și mă întreb și eu, un fost campion la ciclism și așa mai departe, cu gambele astea îmi creează niște probleme.
Și din punctul ăsta de vedere, cred că vă dați seama dacă pot să mă deplasez sau nu. Mă deplasez până aici, că stau foarte, foarte aproape și mă descurc. Deci din această cauză nu puteți să votați? Nu puteți să votați din această cauză? Păi e un motiv. Am înțeles, dar v-ați gândit dacă ați putea să mergeți la vot, ce partid v-ați dori să câștige? Mai dacă stau să mă gândesc așa, e foarte greu să renunț la ce am făcut o viață întreagă. Greșeli fac toți. Greșeli enorme, că vedeți situația în care ne aflăm. Știți cine candidează? Poftiți? Știți cine candidează? Păi nu știu, deocamdată nimic. Dacă uitați, vă arătăm. Deci, da. La USR candidează Stelian Ion, la PNL Virgil Chițac, domnul primar în funcție, iar la PSD Horia Constantinescu. Ați auzit de vreunul din aceștia? Nu cunosc pe niciunul. Mai sunt și alții independenți. Poftim? Mai sunt și alți candidați independenți. Ați auzit de vreunul dintre ei? Nu știu. Mergeți la vot? Normal. Și cu cine veți vota? Cu domnul Chițac. Da. Domnul cel mai mare domn. Și cu domnul Mitroi Florin. De ce PNL? Nu PNL, oamenii. Deci nu votați partidul, votați oamenii. Corect. De ce? Pentru că au făcut o treabă bună cât au fost în conducerea unde au fost ei. Că a fost, unul a fost primar la Valu și a făcut Valu ăla super și ăsta... Chițac a reușit să pui Constanța cât de cât în ordine. Nu e pusă aia la... Ce așteptări aveți după ziua de duminică? Nicio așteptare. De ce nicio așteptare? Ia spuneți. Pentru că toți apă și un pământ. Ei își fac treburile. De ce să ducă acolo? Vai ce patrioți sunt ei cu românii. Ce țin ei cu românii? De ce nu se înghesuie în altă parte? Lasă poade vie, la ceva. E aici ciolana mare. Să înțeleg că nu mergeți la vot? Ba da, eu votez tot timpul, stric votul, chiar dacă îi votez pe tot. Îl anulați, adică? Da, 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 eu nu îi las să folosească ei... Nu vor ei votul. Da. Și dumneavoastră? El nu. Nu, eu nu. El nu. Sunt neutru. Nu votați? Cu fetele frumoase nu. Ca dumneavoastră. De ce? Pentru că vă iubește. Nu, nu cunosc persoanele respective. Nu sunteți în Constanța? Sunt, nu, el e de sunt, la țară. Sunt, dar sunt mai mult plecat și nu cunosc persoana respectivă. Am înțeles. Și dumneavoastră? Da, o să plătesc, bineînțeles. Cu cine? El votează cu mine. E mai secretos. Bine, da. Măcar dați-ne așa un indiciu, dacă nu ne spuneți cu cine. Nu poate că are nevasta care îl bate și... Da, da, da. Și mi-e frică de soție. Ce așteptări aveți după ziua de duminică? Bine, Mateu, exact. Nu am așteptat absolut deloc. Da. Deci veți merge la vot, veți vota, v-ați decis cu cine, da? Da, nu vă spun. PNL sau între PNL și PSD? Nu. Al partid? Da. Alți candidați independenți, probabil? Da. Da, da. De ce nu PSD și PNL? Dacă nu-mi place, pentru că n-au făcut nicio mișcare... Și alți candidați, precum cei independenți, de exemplu, credeți că ar putea să facă ceva? Posibil, cum a fost Mazăre. Am înțeles, vă mulțumim!